Pe hartă, drumul ăsta de țară mi-apare cu numele Strada Armanului. Nu știu dacă e de la Harman sau de la Armân, Aromân, dar cert e că e un drum de țară, destul de bătătorit, deci cineva circulă pe el. Și se află pe un deal ușor, așa, pe o înălțare. Am impresia că aici a fost cândva o gunoaște, un depozit de gunoi și deasupra s-a adus doar nisip, eu știu, gunoi de ăsta de construcții și s-a făcut un deal ușor, un munte. Mai departe acolo se văd clădirile de la marginea Bucureștilor, de pe malul lacului inexistent Văcărești. L-a proiectat Ceaușescu, dar nu l-au mai dus la capăt. Se pare că proiectul era greșit. Era prea sus și nu se putea acumula apă în el și acum s-a făcut o baltă. Și din coace vedem niște sere. Un ocean imens de sere. Nu știam că lângă București sunt atâtea sere. Presupun că aici se cresc legume și nu doar flori pentru bucureșteni. Și acolo lângă sere vedem tot așa mormane imense de gunoi. Oare cât de sănătos să le amestece așa? Serele cu gunoiul și cu capitala. Eu nu prea cred că e sănătos. Ca și laurul ăsta, chiar dacă pare frumos, el e foarte otrăvitor. Spuneau că poți să mori dacă rămâi pe lângă laurul ăsta înflorit sau pe lângă mătrăgună. Dar nu m-am documentat să știu exact că nu e așa. Deci, sere înconjurate sau chiar deasupra atârnă un munte de gunoi. Și mai departe vedem că gunoiul chiar arde sau ce dracu o fi arzând acolo. Înspre est, înspre mare, pe malul Dâmboviței, că acolo în vale e râul Dâmbovița, râul care trece prin capitală. Prima dată vin pe aici, mare parte dintre spectatori probabil n-ați fost niciodată pe aici. Dar e bine să știm și să ne interesăm ce se întâmplă în sudul și în estul capitalei, pentru că ne privește, ne afectează sănătatea. Eu am prezentat ce am văzut. Voi comentați sau transmiteți specialiștilor. Să adauge și ei și ele părerile lor. Facem biserici cu cupole aurite, dar niște sere în condiții adecvate și niște gunoiști bine amenajate, eventual cu sortare de gunoi, nu suntem capabili să facem. Ne se pare că asta nu e important. Și mâncăm din gunoi, din propriul pișat și căcat. Și inhalăm și respirăm gunoiul ars.